Pe principiu sunt aici, așa că aplaudați-mă. Să-l primim cum se cuvine pe Ioan Oltanu. Ce transformare! Sezonul transformărilor la aici. Aici unde era mai pufos că a ieșit doar aici. Hai de mult că a venit și... Și atât, ia zi și acum. Vă prezint gărzile mele de cort, justiția și corupția. Le plătești, te rezolvă. Nu le plătești, te rezolv și singur. Un aplauz pentru fete. Un aplauz pentru fete. Nu vreau să vă mai aud că geniile pleacă peste hotare. Nu, rămânem aici. Am o veste bună pentru voi. M-am întors. Nu pot să cred. Ăsta e vecinul meu. M-am gândit să intru în politică. Sunt mincinos? Promit mult și nu mă țin de promisiuni? Asta cam așa e. De câte ori a promis că nu mai pune gunoi în tomberoanele mele? Sunt un hoț, un hoț serios. Am furat în toată Europa? Păi cum să nu? Un trandafir nu mai am în fața casei de când s-a mutat lângă noi. Aras tot. Și nu în ultimul rând, la cât sunt de prost, trebuie să ajung minim prim-ministru. Ca și ai în politică. Prim-ministru? Mai întâi să plătească ce are pe caiet la mine în cârciumă. După aia prim-ministru. Am fundat un partid. Membrii partidului nostru sunt ciorditori, recuperatori, hackeri și doi lunetiști. Să eliminăm concurența. Hackeri, lunetiști, concurență? Cum bine ați observat, în partidul nostru femei nu sunt. Nu pentru că am avea ceva cu femeile. Femeile pot fi mame, soții, iubite. Femeia merită un loc de cinste în fața bărbatului. La 90 de grade, să ne înțelegem. Tu vorbești despre femei? A venit Angelina cu brad pe la mine și fix în ziua aia ai făcut grătar. Toată ziua. Ne-ai fumat cu grătarul tău. Nu femeia intră în politică, ci politicul intră în femeie. Ca și ea în politică. Mă scuzați, îmi sună telefonul, trebuie să răspund. Pai, nu-mi zice că-i sună telefonul. Mă trezește ringtonul ăla de manea în fiecare dimineață. L-au arestat pe fiul meu în aeroport? De ce? 2 kilograme de coc. Ăștia sunt satisfacția al unui părinte când copilul îi carcă pe urme. Poate să ia 10 ani? Să ia și 20 de ani. Vezi? Mereu am știut că ceva neregulă cu ei. Vă mulțumesc, trebuie să închid. Și nu în ultimul rând, avem un slogan. Dacă voi nu ne vreți, ne alegem și singuri. Și vă promit că de câte ori faceți meeting-uri la universitate, nu trimite mascații să vă bată, vă batem noi. Ăsta am fost eu? Adică ăsta a fost umor? Nu putea cineva să-l oprească înainte să intre pe scenă? Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!